bine, ne revedem de aici, de la mine, din scaunel. Și după cum ați văzut în titlu, este o comandă destul de măricică, nu este doar cu produse pentru mine. Scuze pentru ce vedeți aici, ideea este că al meu a demontat puțin aerul condiționat pentru că a început să facă fițe și să se oprească singur la un anumit interval de timp, aproximativ 10, 15, 20 de minute. Alătoream de oa. Înainte de toate, vă rog să bușiți butonul ăla de like, subscribe și de abonare. Sper că v-au plăcut clipurile mele din vacanță. Am făcut partea 1, partea 2, partea 3, deoarece am filmat foarte mult și uitându-mă pe statisticile de la YouTube, la cum vă uitați voi la clipurile mele, majoritatea nu stau să se uite până la final, așa că mai bine le împart eu frumos în 3 părți decât să pun o parte de o oră și ceva și să nu se uite toată lumea sau să fiu plictisitoare, nu știu, sau poate n-aveți timp să vă uitați și așa, țaca-paca, le-am făcut partea 1, 2 și 3. A căzut. Și să vedem care este primul produs. Cine este norocosul? Ah, ok. Norocosul este georgian, pentru că în Grecia mi-a zis că vrea și el costum, cum i-am cumpărat ubitului meu. Dar nu o să-l scot de aici pe acesta, vi-l arăt doar așa la culoare, pentru că i-am luat și lui al meu altă culoare și îl desfac pe ăla, uitați-vă. Cam așa se prezintă. L-am cumpărat prima dată pe negru, mi-am cumpărat și eu rochiță, să fim couple goals, gen. Și acum, bineînțeles că după ce a fost purtat toată Turcia și toată Grecia, avea nevoie de un altul. Ia. Da, ata e a meu. În Turcia am rămas fără rochița aceea pe care o pui peste costumul de baie și m-am supărat foarte tare. Nu știu dacă mi-a furat-o cineva de la piscină sau am uitat-o eu poate undeva, ceea ce mă îndoiesc, pentru că nu prea plec în costum de baie așa ca o gazelă pe undeva, pentru că mi-este rușine. Așa că mi-am dat comandă de o chestie de-asta, din nou, de plajă. A, ce drăguță e! Ia să vedem cum vine. Stați un pic. A, e lunguță. Așa, și avem și un cordon. Aici. Ăsta e cordonul. Stați un pic. Ce faci, mamă? Ce miroși acolo? Ma, cu tricoul ăsta zici că ies să vând buruien pe stradă, dar n-are nimic. Îl punem frumos aici în talie și haideți să vă arăt de ce mi-a plăcut mie ăsta. Bine, sper să vă dați seama din video. În primul rând, mânecuțele. Mi-a plăcut că sunt așa aici, de păpușică, ideea asta, mai mare aici. Dar el este foarte mare totuși, adică eu înțeleg mărime universală sau... Nu, era mărimea universală la ăsta, dar e măricel. Așa, în fine. Aia e. Și aici, la fel, are același detaliu ca la mânecuțe. Da, ia să vedem noi cât de lung este. Yes! Ce? Bine, cu un costum de baie, sigur, o să se vadă mai frumos, dar... Dacă nu vă plac lucrurile astea mai lărguțe așa pe voi, acesta nu este o opțiune, pentru că este destul de măricel, gen. Uite, ia uite, uite câta plasa. Da, am acum o chestie de asta de baie, am, mă rog, de piscină mare să nu mă plimb prin curul gol pe acolo. Am, hai să o băgăm înapoi, aici, pentru că nu cred că voi mai pleca la piscină sau la mare anul ăsta, ținând cont că eu într-o lună de zile, nu știu dacă am stat acasă, 5 zile, da, stați, doamne cât de cald poate să fie, doamne, mergem mai departe,
Eu n-am înnebunit. Stați să-mi iau agrafa. Nu, pentru că nu pot. Nu pot. Fac nervi la stomac dacă... Mi se mai lipește părul ăsta undeva de față, că îl simt că e pe aici. Ia uite, nici nu era din capul meu. Așa. Hâț și hâț. Gata. E, parcă ne prezentăm puțin altfel. Mai boschetară puțin, dar aia e. L-am înnebunit cu un costum de ăsta, de short, de baie, cu animal print. Bă, și nu voia neam, că altfel îi dădeam o comandă de mult, da? A zis că e, nu, că nu-i place, că nu știu ce, că la. E, i-am zis în următoarea comandă, nu scapi, efectiv nu scapi, fără să dau comandă de așa ceva. Este animal print, are și căptușală din aceea, cum au băieții, știți ce zic? Chiloțelul ăla căptușit pe interior. Nu știu, mie mi se par foarte drăguți și eu oricum am o problemă cu animal print-ul, adică mie îmi place foarte mult, materialul este mișto, au fost, dacă nu mă înșel, cred că 10 euro, acolo pe undeva, dar de data asta să fie și el în ton cu moda, pentru că are unii cu înghețată, are unii cu nu știu ce, mie nu prea îmi plac. Mai frumoși ăștia, gusturile mele foarte bune. Ce mai avem pe aici? Deci, am văzut o fată. Când am fost la Scala Beach, blondă, cu extensii, modelul acela clasic de fată, albă, brânză, și avea acest costum de baie pe ea. Bine, nu știu dacă era fix acesta. Eu pe acesta l-am cumpărat. Auriu. Arată cam așa. Gen. Auriu, auriu. Haideți să vă arăt și chiloțelul, care este tot auriu și este și reglabil. Ceea ce un plus, efectiv. Uitați-vă așa la material. Mie mi se pare foarte, foarte mișto. Eu sunt de părere că astfel de culori nu merg pe orice persoană. Culori, auriu, poftim. Pentru că dacă tu ești în capul blondă, ai tenul albicios, alb, și vii cu treaba asta, nu e niciun contrast, nu e nimic frumos, ce să văd. Fata, într-adevăr, silicoane, gen, dar nu era pus în evidență, adică și băieților le-am arătat-o și erau, gen, nu. Costumele astea de baie așa aurii, cred că sunt mai mult, sinceră să fiu, pentru brunete și puțin bronzate. Gen, nici de cum pentru fete blonde și albe ca brânza. Pentru că se vede oribil. Și tu când te duci la plajă și pui un costum de baie pe tine, bă, eu îl pun ca să ies în evidență că, nu știu, că se vede altfel bronzul, că nu știu ce, să-mi scot în evidență toate lucrurile mișto, nu să-mi scot în evidență defectele, gen. Ce mai avem aici? A? Da. Ca să pun asta aici. Ăsta l-am luat al meu pe hauriu. Ta-dam! Pe acesta putem să-l desfacem, că o să-l pun direct în dulap. Ia uitați-l. Dar v-am zis, îl știți sigur, pentru că l-am cumpărat și pe negru și materialul a fost foarte bun, mai ales că dacă te bronzezi și ai pielea sensibilă, nu vrei să pui un tricou de ăsta tare pe tine, vrei ceva comod. Ei, zis și făcut, ia uite comoditate, tati. Foarte mișto și ăsta auriu, acum o să aibă pe negru și pe auriu. Gata, îl punem aici. Ce mai avem? Stați că am pus ceva aici. Mi-am luat o chestie de păr. Am fost rebelă. Gen, stați un pic să vedem cum o scoatem de aici. Haide, măi! Ce? Ia. Are un clip. Stați. Îl vedeți? Clic ca la extensie și treaba asta... O pui unde
undeva pe păr, aici și dai drumul și se vede sclipiciul ăsta. Acum, ori poți să o prinzi la coadă, la coada de păr, și poți să-ți faci o coadă împletită și să se vadă pietrele astea superbe, pentru că mi se par foarte drăguțe. Acum, nașpa că trebuie să-mi găsesc alt model de ăsta unde să mă fac așa la păr, pentru că la plajă, v-am zis, nu cred că mă mai duc. Ce-am luat aici? Am luat o pereche de ochelari. Fiți atenți acum, că dacă nu sunt frumoși, nu știu ce fac, spume fac. Avem și babețică. Babețică. Ia. Sunt frumoși? Sunt frumoși? Nici nu deschid ochii. Gata, îi deschid. Poate mulți vor spune, vai Corina ce mari sunt, vai ce nu știu ce. Haideți să vă spun eu că cine mă urmărește de mult timp și a văzut acum vreo 2-3 ani, poate 3-4 ani, colecția mea de ochelari. În colecția mea de ochelari se află doar ochelari de ăștia mari. Pietrele foarte mișto, foarte calitative și mi-a plăcut foarte mult pentru că partea asta de la nas, nu mă focaliza pe mine, focalizez aici, este de plastic. Erau de ăștia cu pietre și cu siliconul ăla micuț, care pe mine nu că mă enervează, mă scoate din minți. Deoarece dacă fac așa, să-i pun aici, rămâne treaba aia acolo și nu mai pot să-i scot de cap și fac nervi, efectiv tuturor. Nu, sunt superbi. Doamne, trebuie să le găsesc un toc de ăsta de ochelari, pentru că ei nu mi-au dat toc de ochelari. Mi-au pus într-adevăr foarte frumos în punguță, dar nu avem toc. Hai să-i băgăm aici ca să nu îi ciobesc sau ceva. Ia, ce mai avem aici? Mi-am luat, cred, un primer. Cred că ăsta e. Haide! Am văzut că îți diminuează porii dilatați. Ăsta cred că e. Hai să vedem dacă într-adevăr ar diminua ceva. You are born beautiful. You're born beautiful. Oh, Doamne, ce drăguț. Ia uitați aici. Mesajul acesta, bine, scrie foarte finuț. Ia uite, am și palițică. Ia uite. Dacă l-a încercat cineva, sunt foarte curioasă să-mi lăsați și mie în comentarii. Și ea, miroase în vreun fel? Nu miroase, ceea ce cred că este bine dacă nu miroase. Dar o să îl pun la probă altă dată și vă voi spune dacă, într-adevăr, mi-au dispărut o sporii de pe față. Surpriză pentru al meu, pentru că mie îmi place animal print-ul. Sunt acești pantaloni pe care i-am luat să-i poarte de zi cu zi. Sunt efectiv pantaloni. Cam așa se prezintă. Îmi place foarte mult print-ul ăsta și observ că acest print este la fel ca și rochia aceea lungă animal print pe care mi-am luat-o. Știți ce zic? Am și o poză cu rochița aceea. Bine, dacă mă uit așa în lumină, să știți că mi se par un pic transparenți. Da. Cred că nu sunt, că ții kilos pe tine, nu? Nu se vede nimic. Sper. Așa. Așa încă... două chestiuțe. Asta am luat-o pentru gene. Ea era de make-up. Cel puțin am găsit-o la secțiunea make-up. Dar este piatră sau este de asta, cum îi zice, plastic? Nu-mi dau seama. Cred că este plastic, detaliul ăsta auriu. Eu am luat-o ca să pun scociul acela și să pun picătura de lipici pe ea, pentru că mi se pare așa foarte drăguță. Am luat-o și gata, mai avem doar două chestii. Prima și a doua, ce-o fi?
Dacă tot bronz, dacă tot eu Ditoachi, mi-am luat o brățară pentru picior. Arată cam așa, e simplă aurie. Ia stați să o și pun la picii oruș, să vedem dacă e ok. Stați. Wow. Gata. Oh. Te rog, focus aici. Aici. Aici, da. Focusul este mai mult pe fața mea. Da, este foarte drăguță. Aurie așa finuță, merge de impact. Și încă o chestie pe care mi-am luat-o este pentru abdomen. Să o pui, să... Stați, că s-a stricat. Cum se desface? Ok. Asta era pentru talie, gen. Stați un pic. Ok, hai să... Este simplu, tot așa, auriu. Dar, ia. Hai să luăm, Doamne, fleașcă. Ia. Ah, ok, bine. Mie îmi vine la fix la asta ultima. Deci, dacă vă luați acest accesoriu, puteți să-l reglați. Ia uite cât vă mai rămâne. O grămadă. Cam așa se prezintă. Ai Beyoncé, Beyoncé. Oh, Shakira, Shakira. Ah! Da. Ce bine că mai am ridicat de asta puțin, că nu mai pot de caldă. Să dau drumul la aer condiționat când voi închide această filmare, pentru că curg apii pe mini. Yes. Cam astea au fost produsele pe care le-am luat. Vreau să mai dau o comandă, cred că săptămâna asta, cealaltă, nu știu, să văd momentan exact ce vreau să cumpăr. Iu. Și gata. Sper că vă plac lucrurile pe care le-am achiziționat. Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Vă super pupice și vă îmbrățișez. Bye, vă pupă Shakira! Tic, 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 tic.